Bun. Ai spus la un moment dat așa, merg foarte bine relațiile, da? Relațiile cu soțul, cu copiii, cu oamenii din viața mea, pentru că toți muncim la aceste relații. Mm-hmm. Deci la relațiile tale ai muncit și muncești de merg bine. Cum ar fi dacă ai munci, da? Și dacă te-ai preocupa și de mindset-ul tău și de starea ta emoțională? Ca să meargă bine, având în vedere ceea ce tu ai spus, ca să fii într-o stare emoțională bună, cât mai des sau cât mai mult timp, bazându-ne pe rezultatul pe care l-ai obținut în relații, deci ce ai de făcut? Da? Deci am de făcut și acolo, o să depun și acolo o muncă, să depun și acolo un efort, să depun și acolo o preocupare, o atenție, să fac ceva, da? Nu să mă aștept că se întâmplă starea emoțională, da? Bun. Ok, bun. Sunt oameni care refuză contactul cu lumea exterioară, nu se mai uită la știri, nici asta nu este o soluție, da? Bun, deci tu vrei să te supui negativității, vrei să te supui știrilor negative, da? Vrei să te supui contactului cu oameni negativi și în același timp tu să devii pozitivă. Da? Devenim asemeni lucrurilor și oamenilor de care ne înconjurăm. Da? Este ca și cum spun așa, eu vreau să mă scald într-o cadă cu albastru de metil și să nu mă murdăresc de albastru. Da? Cum ar fi treaba asta? Vreau să mă scald în Marea Neagră, dar să nu mă ud. Da? Adică vreau să mă scald în negativitate, să mă înconjor de știri negative, să mă înconjor de oameni pesimiști, de oameni negativiști, dar eu să nu mă ud de apa asta de aici. Da? Deci, atenție, tot timpul devenim asemeni lucrurilor și asemeni oamenilor de care ne înconjurăm. Este tot un focus pe care noi îl punem. Sunt aici cu tine, petrec timp cu tine, deci pun, atenția mea este îndreptată asupra ta. Adică atenția mea este îndreptată asupra cuvintelor pe care tu le spui, care poate sunt cuvinte negative. Este aceeași întrebare pe ce mă concentrez acum. Deci cu cine aleg să-mi petrec timpul acum? Dacă îmi petrec timpul cu știrile, voi deveni ca ce se întâmplă în acele știri. Voi deveni o persoană asemeni personajelor din acele știri. Da? Pentru că acolo mă concentrez, acolo îmi pun atenția. Nu mă gândesc, gândul nu sunt în altă parte. Eu sunt acolo. Da, sunt la mine în sufragerie. Dar cu gândul eu sunt acolo. Și devin asemenea acelor lucruri. Unde îmi pun atenția mentală. Da? Bun. Aș dori să nu mai fiu pesimistă. Aș dori să scap de pesimism. Asta este ca și cum... Bun. Înțeleg ce nu-ți dorești, dar ce-ți dorești. Da? E ca atunci când spui, aș dori să scap de datorii, aș dori să scap de datorii, aș dori să nu mai am datorii, aș dori să nu mă mai gândesc la datorii. Dar cât timp fac lucrul acesta, la ce mă gândesc și despre ce vorbesc? Despre datorii. Da? Focusul este cel care îmi creează realitatea. Cât timp mă gândesc la datorii și mă concentrez pe datorii, voi crea în viața mea datorii. Deci cât timp mă gândesc la să nu mai fiu pesimistă, să scap de pesimism, voi crea în viața mea pesimism. Da? Ce am de făcut este bun. Înțeleg că vrei să nu mai fii pesimistă și că îți dorești să scapi de pesimism. Dar ce îți dorești? Da? Și chiar i-aș spune așa. Bun, ce îți dorești? Ce îți dorești? Și atenție că lucrurile pe care spui că nu ți le dorești, tu le creezi și mai mult în viața ta. Pentru că la alea te gândești. Da? Bun. Dacă ai face lucrurile astea și n-ai mai fi așa, n-ai mai petrece timp cu astfel de oameni, nu te-ai mai uita la știri, ar însemna că devii rupt de realitate. Da? Bun. Ce este realitatea? Da? Ce este realitatea pentru tine? Da? Realitatea înseamnă să îți ocupi timpul cu lucruri negative? Bun, dacă nu mă mai gândesc, dacă nu mai fac lucrurile astea, înseamnă că mă rup de realitate. Deci realitatea este ceva negativ, da? Cum ar fi, de fapt, să mă uit la, nu știu, știri pozitive? Cum ar fi, de fapt, să mă uit la ce se întâmplă, nu știu, într-un domeniu de care sunt pasionată? Da? Cum ar fi, de fapt, să citesc, nu știu, despre descoperirile științifice, despre croitorie, despre, nu știu, vacanțe, despre oricare alt lucru te preocupă. Da?
acestea nu sunt lucruri care fac parte și ele din realitate? Cum ar fi să mă preocup despre ultimele descoperiri din marketing și cum să-mi cresc business-ul? Cum ar fi să citesc știrile de promovare pe social media, de exemplu? Cum ar fi, de fapt, să urmăresc, buletinele informative ale unor agenții de marketing naționale sau internaționale, de exemplu? Nu m-ar ajuta asta oare să-mi cresc mai degrabă business-ul? Nu sunt aceleași știri despre noile update-uri de la Facebook și despre cum pot folosi lucrurile acestea sau despre noile, orice alt aspect, de exemplu, din business? Nu fac și aceste lucruri parte din realitate? Pe care parte din realitate aleg eu să mă concentrez? Realitatea este dată doar de știrile negative despre COVID? Da? Pentru că în permanență am o alegere de făcut. Pot alege să mă las afectată de acest lucru și să spun, aoleu, este criză, da? Sau pot alege să devin creativă. Wow! Deci acum se schimbă lucrurile. Deci am oportunitate de a îmi dezvolta business-ul într-un mod diferit sau de a crea ceva diferit, da? Sau de a regândi acest business sau de a mă gândi la un nou business sau de a deveni creativă, da? Și tu știi, în tine sunt resursele despre unde ar duce creativitatea în domeniul tău, da? Bun, ok. Așa, tot timpul ai o alegere de făcut. Deci tot timpul avem o alegere de făcut și viitorul nostru este la distanță de o alegere. De fiecare dată când îți vine în minte acest dar dacă, da? Acest dar dacă, ce spun după dar dacă? Atenție că nimeni nu a sesizat lucrul acesta. Dar dacă această criză m-ar îmbogăți? Cine mă pune să aleg să spun ceva negativ după acest dar dacă? Dar dacă acest COVID ar fi o binecuvântare în viața mea? Dar dacă datorită acestui COVID fac o mutare în business-ul meu care mă duce la next level? Nu știu care este acea mutare, dar dacă mă concentrez să o găsesc, ar putea să o găsesc. Poate fi, să deleg și să am mai mult timp. Poate fi, să învăț să economisesc. Poate fi, dar dacă acest COVID mă învață să manageriez și să gestionez banii cum nu i-am gestionat 30, 40 sau câți ani ai, da? 30 de ani în viața mea. Dar dacă acest COVID asta mi-aduce ca binecuvântare, de exemplu. Da? Pentru că ceea ce spun după dar dacă este tot o alegere și nu înseamnă că dar dacă trebuie să fie neapărat negativ. Da? Dar dacă, poate, dar dacă viața mea capătă un nou sens acum, dar dacă găsesc o soluție la o problemă pe care n-am găsit-o până acum, de exemplu. Da? Deci este o alegere ce spun după acele puncte. Da? Și legat de partea aceasta cu starea emoțională, noi vom face la modulul 4 câteva tool-uri despre stările emoționale, însă ce pot acum, de exemplu, ce te-aș fi întrebat acum în sesiune este, de exemplu, cum te simți acum? Cum te simți acum referitor la ceea ce vorbeai în sesiune, da, legat de COVID, că nu avem cum să ne lăsăm afectați. Cine spune că nu avem cum să ne lăsăm afectați? Cum ar fi să spun că îmi creez propria mea economie? Sunt oameni care prosperă și în crize, da? Și sunt oameni care nu au un leu și în vremuri de prosperitate financiară, da? În economia generală mă refer, da? Bun, ce te-aș fi întrebat este cum te simți acum referitor la subiectul pe care îl discutăm, da? Și în funcție de răspunsul tău, dacă emoția respectivă ar fi fost o emoție negativă, să spunem, da, mă simt îngrijorată, mă simt neliniștită, mă simt în nesiguranță, de exemplu, cum te simți? Întrebarea următoare ar fi fost așa, cum te simți față de faptul că te simți îngrijorată? Da?
Cum te simți față de faptul că te simți îngrijorată? Cum te simți față de faptul că, nu știu, că n-ai timp liber, de exemplu, cum era la Mariana, să zicem, da? Cum te simți față de faptul că te simți în nesiguranță, să spunem, da? Pentru că această emoție este mult mai importantă. Și asta mă duce cu gândul la partea de început a feedback-ului meu, atunci când spuneam că este perfect în regulă să avem și momente în care, ok, mă simt în nesiguranță. Dar asta nu înseamnă că voi lăsa acel moment să dureze mai mult de 5 minute. Da? Este o decizie, da? Felul cum mă simt. Se întâmplă, da, se întâmplă. Mi-apare starea respectivă. Dar faptul de a o lăsa să pună stăpânire pe mine, ore în șir, zile în șir, este o alegere pe care o fac. Da? Bun, mă opresc aici.